Alexandra Severin, numărul 7, Cătălina Pisică, numărul 1, Cristina Liscevici, numărul 9, Elena Lato, numărul 10, Jessica Pinto, numărul 12, Ana Caraman, numărul 13, Nicoleta Palo, numărul 19, Maria Caraval, numărul 20, Larisa Raupo, numărul 29, Franciele Darocea, numărul 35, Iliana Venasio, numărul 66, Mireia Gonzalez, numărul 84, Maisa Pessoa, și numărul 98, Ștefania Ecureanu, antrenorul formației Răciu de la Brăila, domnul Costică Buceschi. Ce să vină! Numărul 1, Ana Maria Micu. Numărul 3, Ana Maria Lupătaru. Numărul 6, Andreea Merlă. Numărul 7, Iunia Eilert. Numărul 9, Cristina Andrița. Numărul 10, Mărina Bichir. Numărul 11, Andreea Prescură. Numărul 12, Nicoleta Petre. Numărul 17, Andreea Taiwan. Numărul 18, Daniela Corban. Numărul 20, Yasmina Echim. Numărul 23, Mădărina Mamonachi. Numărul 27, Mădărina Bubeș. Numărul 77, Catarina Marcici. Numărul 96, Alexandra Prodan. Și numărul 99, Andreea Sandu. Antrenorul principal formației Gălățene la debutul în fața suporterilor, Luciano Bolodon! Antrenorul secund, Renu Bruțu! Pasorul Răzvan Petrescu! Partida dintre CSM Galați și HC Dunărea Brăila va fi condusă de arbitrele Georgiana Muraniu și Micaela Paraschiv. Observator din partea Federației Române de Handbal, domnul Marian State. Să ce se vede! Copa noastră! Sărut bună, doamnelor și domnișoarelor, bună ziua, domnilor! Etapa 19-a a Ligii Florilor a trimis în sala sporturilor Dunărea din Galați meciul CSM Galați Handball Club Dunărea Brăila. Meci pe care vă invit alături de colegii mei care asigură transmisiunile în direct pe canalul de YouTube Dunărea Brăila să-l urmăriți. Rivalitatea dintre cele două comunități are rădăcini istorice, pornind chiar de la atestarea documentară. Brăila 1368, Galați 1445. Meciul e unul special atât pentru gălățeni cât și pentru brăileni. Public numeros venit de la Brăila, nelipsita galerie. Sunt aici pentru a duce Dunărea spre un nou succes. Despre rivalitatea în sport între Brăila și Galați, cu siguranță vom mai avea prilejul să vorbim. Meciul stă să înceapă. Arbitrii sunt din Roman Georgiana Murariu și Micaela Paraschiv. Observatorul meciului, domnul Marian State din Buzău. O surpriză, tabela electronică nu funcționează, astfel că cronometrarea și scorul vor apărea pe tabela mică de la masa tehnică. Primul atac în meci este al Galațiului.
Pivot e Mădălina Manolachi, Darila Corban la coordonare, în interdreapta Mălina Bichir, Andreea Taivan este extrema dreaptă, Cristina Andriță, interul stânga, Ana Maria Lopătaru, extremă stângă. În poartă CSM Galați începe cu Alexandra Prodan. Șaptele de început al gazdelor, conduse de pe bancă de Daciana Balaban, antrenor principal, și profesorul Relu Druțu, antrenor secund. De la 1 martie, Daciana Balaban a preluat conducerea tehnică din postura de antrenor principal pentru CSM Galați. A fost un picior ceva mai devreme sancționat. Atacul se întoarce pentru CSM Galați. S-au lipit acolo de la Clister Mălina Bichir și Alexandra Severin. Gazdele sunt în pasiv, blochează acolo din fași pătrunderea Cristina Andriță și Elena Șerban de la prima aruncare își face simțită prezența pe teren. E rândul echipei pregătite de profesorii Costică Buceschi și Cristian Cezar Preda să aibă primul atac în meci cu Cristina Lișevici la coordonare. Inter dreapta Mireia Gonzalez, extremă dreapta Aneta Udriștoiu, inter stânga Alexandra Severin, pivote Liliana Venansio, în extrema stângă Larisa Araujo. Faut acolo al Cristinei Andriț asupra Alexandrei Severin, jocul oprit, reluat de la 9 metri de Liliana da Silva Venansio. Mireia Gonzalez, Kiki Lincevici, Gonzalez și se opune acolo Alexandra Brodan. Daniela Corban, coordonatorul de joc al CSM-ului din Galați, încearcă pătrunderea, închide bine culoarul Larisa Araujo. Bichir, Corban, Manolachi. Corban blochează Venansio. Aneta Udriștoiu, Larisa Araujo, Cristina Lișevici se pierde din viteză și joc început sub semnul echilibrului, așa cum spuneam, meciul e unul special pentru ambele grupări, pentru ambele orașe, Brăila și Galați. Liliana da Silva Venansio țintește transversala. Pleacă pe contraatac și primul gol în meci este al CSM-ului din Galați, Ana Maria Lopătaru. Înaintea meciului de astăzi, Dunărea Brăila a ocupat poziția 4 în clasament cu 37 de puncte, 12 victorii, un rezultat de egalitate, 5 înfrângeri, plus 47 diferența de gol averaj. CSM Galați, ultima poziție în clasament, a 14-a, un singur punct, un rezultat de egalitate obținut în propria sală la jocul cu Handball Club Zalău. Un prim avertisment în meci Catarina Mancic, jucătoarea cu numărul 77 de la CSM Galați. Cronometrul este oprit. Cristina Lincevici are în față pe Nicoleta Petre. Aruncă Lișevici, înscrie fără emoții. Îi salută fanii. Minutul 5, CSM Galați, Handball Club Dunărea Brăila, 1-1. Poziționalul condus de Daniela Corban pentru CSM Galați, care arată schema spre extrema Taivan. Ea aruncă acum. Înscrie pentru CSM Galați.
Aleta Udriștoiu, Mireia Gonzalez, Alexandra Severin, Kiki Lișević, Mireia Gonzalez, tras acolo de Madalina Manolache. Jocul continuă, Severin nu poate pătrunde. Lișević, Venanțiu, blocat acolo de Mancic și Manolache. CSB se apără central cu Mancic și Andriță. Manolache venise în ajutorul pivotului Mancic să blocheze tentativa de a arunca la poartă a pivotului angolez de la Dunărea, Liliana Venanțiu. Se fuieră pași, Taifan preia și o mână pe Lina Șerba. Dunărea începe relaxat acest meci, fapt ce a permis echipei gazdă să fie în avantaj pe tabelă. Lișević, Araujo, Gonzalez, recuperează Mancic, încearcă să declanșeze contraatacul. Între timp, jucătoarele Dunării s-au repliat. Corban, întâmpinată de Severin. 9 metri. Corban a încercat acolo Mălina Bichir să angajeze pivotul pe Madalina Manolache. Se apără bine Gonzalez și Venanțiu. Blocată Bichir. Corban pătrunde, le dărâmă pe Gonzalez și Lișević și obține aruncarea de la 7 metri. Andreea Taivan. Replica este a Elenei Șerban. Profesorul Buceschi solicită ritm elevelor sale. Cristina Lișević arată schema, vine din extremă Aneta Udriștoiu. 9 metri, faul și 2 minute, după avertisment clar, tragerea de tricou sancționată cu 2 minute pentru Catarina Mancic. Dunărea este condusă cu 2 goluri și timp de 2 minute va avea superioritatea. Atacul tot de partea echipei oaspete acum. Cristina Lișević, Mireia Gonzalez, Liliana Venanțiu. Mingea a circulat cu rapiditate. Apărarea CSM-ului din Galați e țintuită. Dunărea înscrie al doilea gol în minutul 8. CSM Galați, Handball Club Dunărea Brăila, 3-2. Bichir, Manolache, se înalță acolo Cristina Andriță și înscrie. Gol prețios pentru echipa pregătită de Daciana Balaban și Rălu Druțu, ea aflându-se în inferioritate. Severin, iese Canaval, intră Gonzalez. Severin Lișević. Gonzalez, Venanțiu, aceeași combinație, aruncă în bară. Larisa Araujo. Alexandra Prodan are o intervenție inspirată. Andriță
Corban Bichir, linia de 9 metri cu care Daciana Balaban a început meciul de astăzi. Clar fault în atac, o doboară acolo pe Mireia Gonzalez, Cristina Andriță, Kiki Liscevici. Atacul Dunării continuă. Liliana Venanțiu scapă de adversar și 2 minute. Eliminare acolo la CSV Galați. După această intervenție asupra Lilianei Venanțiu, Cristina Liscevici. În același colț, în aceeași parte a portarului, în dreapta, transformă cea de-a doua aruncare de la 7 metri. Egalitate la 5. Ne apropiem de jumătatea primei reprize. Ne găsim în minutul 13. Manci blocată de Liliana Venanțiu. CSM Galați atacă fără portar. Corban Andriță întâmpinată de Severin. Andriță, Corban. Liliana da Silva Venanțiu, 2 minute eliminare în urma acestei faze. Sincer, nu cred că a fost de 2 minute, a fost și o reacție de pe bancă a profesorului Buceschi, cu siguranță nemulțumit de ceea ce s-a decis. Recuperează Larisa Raujiu, Kiki Liscevici, Cristina Liscevici, ia pe cont propriu această acțiune, Severin Udriștoiu și ce gol superb înscrie Aneta Udriștoiu și Dunărea. Pentru prima dată în avantaj, minutul 15, CSM Galați, Handball Club Dunărea Brăila, 5-6. Spectatorii brăileni susțin favoritele și acum s-a intrat prin semicerc, se arată și jucătoarea, e Mancic, cea care poartă tricoul cu numărul 77. Jocul lăsat să continue. Dunărea atacă. Canaval. Liscevici iese. Intră Mireia Gonzalez. Mută în inter stânga Alexandra Severin. Intră Nicoleta Balog. Se înalță Severin. Fără nicio șansă pentru Alexandra Rodan. Andriță, Lopătaru, Bichir, Corban. Își poziționează coordonatorul CSM-ului din Galați, pivotul. Mingea ajunge în extrema stângă, dar Elena Șerban și astăzi ia prin planul în acest meci. Severin. Udriștoiu, ce combinație între cele două extreme, din păcate nu a reușit Aneta să transforme în gol această acțiune. Bichir, Liscevici, ca un magician, îi fură mingea. Le solicită calm jucătoarelor Dunării. Severin Liscevici.
Leicevici, Severin. Gonzalez. Faultată, joc întrerupt, 9 metri. Gonzalez. Severin. Gonzalez. Apără Prodan. Jocul oprit acolo. Ana Maria Lopătaru a suferit probabil o accidentare. Menționam la începutul comentariului că rivalitatea dintre cele două comunități are rădăcini istorice. Vorbeam despre atestări documentare. Rivalitatea dintre Brăila și Galați a trecut prin faza bancurilor, a șicanelor, chiar a proceselor juridice. Rivalitatea sportivă, însă, Brăila-Galați este una de poveste care a generat dueluri sportive încinse, indiferent de disciplină, fotbal, voleibol, handbal. Nu au contat pozițiile în clasament, bugetele, locurile de desfășurare ale meciurilor, ori arenele în care s-au derulat confruntările sportive. Miza a fost întotdeauna pe orgoliu. Îndemnul la victorie și subordonarea adversarului se transmite din fiecare vestiar. Astăzi consemnăm un nou episod din duelul handbalistic Galați-Brăila, duel care până acum e unul plăcut. Bun început, bun de joc al gazdelor pe fondul unuia mai relaxat din partea Dunării, care a ridicat durația și indicațiile profesorului Buceschi au readus lucrurile la normal. Larisa Araujo recuperează pe contraatac, aruncă și înscrie. Minutul 18, CSM Galați 5, Handball Club Dunărea Brăila 8. Corban întâmpinată de Venanțio, nicio șansă să treacă pe acolo. Corban, Bichir. Schimbă interul stânga, Daciana Balaban, a ieșit Cristina Andriță și a intrat Andreea Prescură cu numărul 11. Mare soluții. Șerban rea jocul pentru Dunăre. Canaval, Leșevici. Efective complete. Pivotul Dunării pe această fază de atac e Nicoleta Balog. Interul stânga, Canaval. Balog intră în combinație cu interul dreapta, Gonzalez. Mingea ajunge la Canaval. Aruncarea e mai puțin și e oportunitate de atac pentru CSM Galați. Time-out solicitat de Daciana Balaban pentru CSM Galați. Revenind la etapa cu numărul 19, trebuie spus că miercuri 15 martie s-a jucat Handball Club Zalău Rapid, 23-25 a fost rezultatul final. În afara meciului de la Galați, tot astăzi duminică, contând pentru etapa 19-a, se mai joacă Gloria Bistrița CSM Slatina, CSM Universitatea Craiova, CSM București, Măgura Cisnădie, CSM Târgu Jiu, CS Minaur Baia Mare, CS Dacia Mioveni 2012. Etapa 19-a se închide miercuri 22 martie cu CSM Râmnicu Vâlcea, CSM Gloria Buzău. Ținând cont și de singura partidă disputată din etapa 19 în clasament, pe primul loc CSM București, 52 de puncte, poziția a doua Rapid, 46 de puncte, 3 Gloria Bistrița, 43 de puncte, 4 Dunărea Brăila, 37 de puncte, 5 Gloria Buzău, 37 de puncte, 6 Râmnicu Vâlcea, 35 de puncte, 7
în aur, 27 de puncte, 8, Universitatea Craiova. Maria Canaval va părăsi terenul. Aplauze pentru Maria Canaval de la HC Dubrava. Kinetoterapeutul Lavinia Mitache are ceva de lucru acolo. Maisa Pessoa și secundul Cristian Cezar Preda se informează asupra gravității accidentării, după cum par lucrurile, e ceva serios acolo pentru Maria Canaval. Leliana da Silva Venancio este pe bancă, pivot este Nicoleta Balot. Franceli Gomis Darocea a intrat în urma accidentării suferite de Maria Canaval. Dunărea pierde această minge. Intră și Iulia Eiler în extrema dreaptă cu numărul 7 la CSM Galați. Alina Bichir, Daniela Corban, Andreea Prescură. Corban, Manolachi, Bichir încearcă o depășire acolo la Severin, se apără bine Alexandra. Blochează Exa Venanție. Amplifică acolo contactul Madalina Manolachi. Arbitrele nu rămân impresionate, e doar 9 metri. CSM Galați în atac, Prescură. Pași. Șerban pentru Lafco. 24 de acum minutul, CSM Galați 7, Dunărea Brăila 8. Lafco. Ce gol înscrie Elena Lafco? Golul 9 înscris de jucătoarea cu numărul 9. CSM Galați 7, Handball Club Dunărea Brăila 9. Daniela Corban, Valina Bichir, discută între ele jucătoarele CSM-ului. Avansată este Franciele Gomes Darocea. A revenit pe teren Andriță, se pare că evoluția Andrei Prescură nu a mulțumit-o pe Daciana Balavan, antrenorul principal al echipei Gălățeni. CSM Galați în pasiv, arunca Andriță, în fapt jucătoarea în aruncarea căreia au stat majoritatea atacurilor pe început de meci. Mult peste poartă, intrată în criză de timp și criză de idei, echipa din Galați rezolvă nefericit pentru ea această acțiune de atac. Leșevic, Franceli Gomes Darocea, Jessica Quintino. Nu reușește să o împingă pe Alexandra Prodan, care face un meci bun până acum pentru CSM Galați. Duelul dintre suporterii Dunării și cei CSM-ului din Galați se aude. Duelul încurajărilor, bineînțeles, pentru un faul la această acțiune. Franceli Gomes Darocea, 2 minute, eliminare. Corban, Andriță, Bichir, Eiler, Corban,
Iese de fășirea. Și-o pinge pe Elena Șerban. Dunărea în inferioritate numerică va ataca fără portar. Leicevici, Severin, Cristina Leicevici arată schema, intră în combinație și Ștefanea Cureanu din extrema stângă, vine și Jessica Chintino, Elena Lasco, 9 metri Dunărea. Leicevici nu reușește să paseze către Severin, a fost faultată acolo. Dunărea intră pasiv, time-out solicitat de profesorul Costică Buceschi. Dunărea pornea cu prima șansă astăzi, dacă ținem cont de valoarea locurilor, pozițiile în clasamentul Ligii Naționale și forma de moment. Handball Club Dunărea Brăila nu a mai pierdut niciun meci din 22 ianuarie, adunând 6 victorii în campionat și 3 în Cupa României. La început de meci, mulți așteptau să vadă care va fi replica CSM-ului din Galați cu un antrenor nou, știut fiindcă schimbările la echipă pot produce anumite șocuri. Daciana Balaban, spuneam, antrenorul principal, a preluat conducerea CSM-ului din Galați pe 1 martie. Daciana Balaban, care atunci când îmbrăca tricoul oțelului oral Danubiusului, a trăit intensitatea duelurilor în Liga Națională la maxim. Să revenim la joc cu Leicevici, Balog, Epuranu. Superbă volta Ștefaniei, golul cu numărul 10. Mai puțin de 4 minute. Excelent a intervenit acolo Lasco. Are și o decizie a arbitrelor care provoacă nemulțumire. La faza anterioară s-a dictat o intrare și ieșire din semicer la Lasco. Accidentat una dintre jucătoarele CSM-ului Galați. Emelina Vichir, jucătoarea numărul 10, a părăsit. Nicoleta Balog. 2 minute și jumătate, 2 goluri în față pentru Dunărea. Leicevici, Balog, Epuranu, Lasco, Balog, blocată acolo, 9 metri. Nicoleta Balog, Cristina Leicevici. Leicevici, subtilă pasa. Un faul, poate mai mult de 7 metri, zic eu, la această acțiune, ținută și trătită acolo Nicoleta Balog. Cristina Leicevici pregătită să execute o nouă aruncare de la 7 metri. Ana Maria Micu intră în poartă, schimbă portarul, sperând că schimbă și norocul. Daciana Balaban, golul e același, executantul același, deznotământul același, gol pentru Dunărea. Dunărea Brăila. În scurt timp vom intra în ultimul minut al primei reprize.